Elevii din familiile nevoiașe, al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni este de maximum 150 de lei, vor primi 180 de lei pe lună pentru a-și acoperi o parte din cheltuielile necesare anului școlar. În anul școlar 2013-2014, Ministerul Educației Naționale va continua derularea programului social Bani de Liceu, conform legislației în vigoare. Astfel, cererile pentru Programul Național de Protecție Socială se depun în perioada 15 septembrie-1 octombrie la nivelul fiecărei unități de învățământ. Anchetele sociale și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse se va realiza în perioada 1 octombrie-23 octombrie, iar rezultatele se vor afișa pe 28 octombrie. Bineînțeles că acestea pot fi contestate în perioada 28 octombrie-2 noiembrie. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul programului Bani de Liceu se acordă doar pe durata școlii. La începutul anului trecut, 2792 de elevi din tot județul au beneficiat de sprijin financiar în valoare de 180 de lei. Ulterior, numărul acestora a scăzut cu peste 400 din cauza numărului mare de absențe nemotivate.